băgat aici. Aici ține mâncarea, noi, dar nu poți să-l pornești pentru că strici bateria. Ia uite, mi-a mai adus aici, ia uite. Ia uite, mi-a adus. Ia uite. Aia pentru pisică, nu? Asta zice, pentru pisici adulte cu pui miau miau. Dar ce, ce sistem de ăsta ai pus mărturece? Ia uite, ia uite, avem de pe... Iată, acum poți să mă dea rămân afară. Cam o să mă cur. Noaptea nu poți să stai aici, nu? Probabil că sunt ba, și... Ba, poți, dar sunt țari și... Ai un pic răcoare încă, nu? Oh, uite, stai picioarele pe tavane, uite. Se vezi rustic în el. Uite. A, îl trage așa în partea aia. Aici e boierie, măi. Se poate băga camera pe gaură asta așa? Da. Ia uite. Hai că merge. Vezi ce bine e? Dar nu mai bine vin coace cu tot? Ba da, cum să nu? Da, voi. Ia uite ce avem aici. I-ai pus și mochetă aici la intrare? Da. Uite, poți super. Să intri frumos pe mochetă. Intri, nu e nevoie să te ștergi. Ia, asta să vedem. Uite. Ia uite ce avem aici. Mamă. Avem aici, uite. Ia uite. Ia uite, avem de pentru toate sufletele. Uite. Avem și de asta, vezi, când ne plictisim de asta, o luăm pe asta, ia uite, a, uite oi, ce... Oi, asta e plină? Asta e spumată. Nu te-ai apucat. Merge cola cu bere, merge, nu? Super. Da, știi cine mi-a adus-o pe asta, nu? Nu. A venit fata care a venit de la București, de mi-a adus aspirator, Alexandra, a venit ieri. A, a venit ieri. Cu prietenul ei. A. Și uite ce mi-a mai adus aici. Frigider. Stai așa, tu închide un pic. Hai să terminăm cu camera, cu prezentarea, imediat. Ce mâncare aici? Bun. Cred că a gătit singur asta. Aici avem pat. Pat. Ai pus pat? Da, aici am pus scară. Scară? De ce? La ce trebuie scară? Gata. Gândeam că să dărâm acasă. Stai că scara asta... Asta a fost. Stai acolo, că stă bine. Să nu s-o fi rupt sau nu? Nu, nu stai desfiorat, un pic nu-i problem. Aici. Bun, deci avem un pat. Aolo, da. Auzi! Dar ce, ce sistem de ăsta ai pus mărturea cea de-o? Îți place, auzi! L-ai pus pe niște cărămizi, nu? Pe beceau. Pe beceauri de-asta, așa. I-am făcut picioare. Da? Suntem aici, băierește. Aici punem plasma, televizor, pe frigider. Ne uităm. Scoate-mi cablul pe-n balama, auzi? A, oglindă! Auzi, da? Bă, dar să știi că nu te-ai gândit rău. Nu? Auzi. Doar cu ploaia asta să nu strice... Da. Nu? Dacă e să plouă, plouă pe acolo, dar mi-a spalat mochetă. Ia uite aici, stăm pe baldachin. Auzi, stăm așa? Ai toate condițiile. Ai de mine, aici alungim oasă. Fiate, acum poți să mă dea rămân afară. Cam o să mă cur. Nu. Noaptea nu poți să stai aici, nu? Probabil că sunt ba, și poți, dar sunt țari și ai un pic răcoare încă, nu? Oh, uite, stai picioarele pe tavane, uite, unde vrei. Unde dorești, unde poftești, uite. Zici că te, uite, te balansează așa, fii atent la mine. Mamă, zici că ești pe vapor, zici că ești pe Marea Neagră. Când treci la se auzi. Treci cu bacul, eu. Ai luat bacul cum ar veni. Ce bine, nu m-am gândit eu bine. Nu te dacă dorești, te uiți la televizor pe portabil, poți să stai pe canapea. A, pe canapea, și canapea aici. Avem canapea? Avem domne de toate. Uite, stai pe canapea. Iei un loc pe canapea și te uiți la televizor. Uite. Și zici că a scos aia pe aici, pe undeva, nu? Sau unde ai pus plasma? Aici am pus. A, pe ăsta, pe frigider. Pe frigider. Și a venit Alexandra ieri și Alexandra zice, mai e măcar la cățel la pisică, zic, mai avem ceva. Și ți-am mai adus noi și mi-am mai adus. Uite, ai cumpărat două pungi. Uite, să ți le arăt. A, le-ai băgat aici. Aici ține mâncarea noi, dar nu poți să-l pornești pentru că strici bateria. Uite, mi-am mai adus aici, ia uite. Ia uite, mi-a arăt. Ia uite. Ia uite. Aia pentru pisică, nu? Asta este pentru pisici adulte cu pui miau miau. Uite. Asta este miau miau cu pui. Și aia e pentru câine, nu? Și aia e pentru cățel, că mai am una de cățel acolo, mai am nici altă pe din spate. Aici, uite, asta așa. Aici e tigaia să prăjim cartofii și prăjim, uite. Aici, ne. Și îi facem așa. Ăsta... S-a prins papucul aici. În bidonul ăsta ce mărturești? În bidonul ăsta e apă de ploaie. A, apă de ploaie. Apă, aici e apă pentru să bea pisica. Când e sete, că bere nu be. Ne-am dat bere, bere nu be. Și mi-a adus și o baterie.
fata asta, Alexandra. Mi-am o baterie bună. Și merge? Da, văd că prezintă, promite mai bine bateria aia. E o baterie micuță de 44 de amperi. Barner. Bună. Îți arată, leu cu mână când în tine, îți dai seama că asta are putere, știi? Zice că duce zimbru. Știi? Le-am pus pe amândouă. Le-am pus pe amândouă. Alea ce ți-am mai adus, alea le mai ai, nu? Aspiratorul, alea le-am în casă. Le-am toate. Le-am toate în casă. Hai să vedem și bateria. Haideți să vezi bateria noastră, să vezi. Și pisica. Cu pisica, uite. E pisica fără glas. Uite. Uite, o vezi? Pisica fără glas. Ei, și asta e gravidă. Cred că e de să mănânce prea mult sau e gravidă? E gravidă. E gravidă situația. Uite. A, aia de acolo e. Baterie. Le-am pus pe amândouă. Și pe asta, și pe aia. Și acum am pe ele 14 cu 1. Și când am așa, uite, fac așa o dată. Uite. De acolo e pornit. De aici facem așa. Avem de toate, nașule. Nu ne plângem la nimic. Sănătate, cu sănătatea asta cam prost, dacă ai să ne dai. Păi de ce mă, Artur? Uite, ia uite, nașule, o doare burta aia. A. Stomacul, de fapt, o doare. Cred că are și apendicită, că a zis că are dureri și în partea dreaptă, dar a durut-o și aici, la fiere. Dacă și i-a scot eu, domnul doctor, că i-a scot eu fiera. Imediat i-a scot eu, da? Noi, uite, și merge și televizorul, de sunt foarte bucuros. Încă merge, nu? Da. Vedeți ce mă uit la astea? Uite, uite ce fete frumoase aici, uite, cum cântă ele. Ce frumos mai spune ele aici, uite, vezi? Uite, ăsta e parte mixul. Ia uite, vezi? Uite ce frumos e. Am factura neplătită la Orange, mi-a dat mesaj că dacă nu închide, închide. Și tu ce ai făcut? Ai intrat în panică sau nu? Nu, nu plătesc săptămâna asta. Plătesc săptămâna aia, uite. Nu. Asta... Mergem pe la Bălțești și la Bălțești. Avem televizor acolo, dacă îl închide pe asta nu-i bani, că rămâne neuită la altul. Și mă, că vreau să închid, fac o dată, închid aici așa o dată, închid aici o dată ca să nu se întâmple ceva cu televizorul, scos din priză, asta e procedeul, scos din priză, că e în momentul când îl oprești, produce curent mai puternic și poate să-l arde. Aha. Și când îl pornești, asta, îi dau așa și gata. Gata, s-a oprit. Am oprit și uite, e 14 și, cu 0. Și bateriile astea merg legate între ele? Da, sau? Sunt legate, plus legate minus, cu plus și minus. Uh-huh. Sunt legate, decât că aia are 44, asta are 76, deci avem 136 de amperi. Acolo, la ora asta. Lui, la inverton, scrie cartea lui că îi trebuie să aibă minim 234 de amperi, ca să meargă cel puțin 4 ore. Deci mai avem până la amperajul. Hai în baldachin să dar am văzut un, unde asta, un panou mare. Mie mai trebuie și un panou, ca să ajute pe ăsta să bage mai bine. Și am văzut un panou mare, acolo în barieră, cu de unde l-am luat pe ăsta, știi? Auzi, dar tu, dar nu poți să faci ceva pe rămână, să chem, să... Trebuie să fac, să vedem ce poți să faci. Să te duci la, să chem, nu știu, salvare sau să duci la spital sau... Nu, iau trimitere, m-am vorbit cu americanul el și mi-a zis așa, ce are Ramona, zice, trebuie să te duci tu, nu mai știu... Dar parcă ți-au zis că are, că are gastrită sau ai zis tu data trecută? Are și gastrită, dar are ceva și cu fiere. A, acolo. Păi a avut gura mare tot timpul, tot timpul a venit să scuipă. Aia se face cu operație sau să scoată aia, nu? Parcă fierea. E posibil să aibă vreun fier de nisip și să se trateze. A, sau așa, da. Dar eu aș fi de părere că mai bine ar scoată. Păi nu ne pricepem noi, adică eu nu știu să... Să scoată definitiv, eu am mai făcut ceva medicină și știu așa, că când făceam eu medicină, se scoteau organele ca toate și amâneau omul gol pe dinăuntru. Îi locuia cu plastă. Cu ăsta ce mărturul ăsta alb? Ce mai face? Că da, l-am văzut, dar... Sau cu ăsta alb ce cu el? A, ăsta este în cască. Vrei să vezi rustic cu el. Uite. A, îl trage așa în partea aia. Nu vrei căldura prea tare la tine să te protejeze. Face așa și o să fii extrem de protejat. Uite. Gata. Cu ei, a, gata, rustic. Am înțeles. Rustic, chiar că... Ia. Și intră cu nouă, cum se vede cu camera. Se vede berleat, titan aici. Yeah. Altă viață. Oh, da. Dar vezi că ține cald, că ține folia cald. Se încălzește, nu atrage. Păi că dacă aș găsi un cord mare așa, să cumpăr, dar să cumpăr un cord mare, mare așa. Să-l montezi și vara să stai în el. Da. Vara să stai în el sau să pui cordul în casă. Că aici ar fi o variantă dacă să lăsăm, să demontăm peretele ăsta din față când o fi gata, să lăsăm camera, să reparăm camera frumos. Și se demontă și de acolo.
și ne vine cu mașina pe la noi și vrea să intre, să o bage la adăpost, intre și o bagă în garaj. Artur, ne vedem data viitoare. Cu noi și noi amândute. Până atunci sper să iau panou. Am multe de la panou, baterie, balastru. Și... dar toate se fac în timp. La revedere. La revedere și nu ratați filmările noastre și vizionare plăcută. La revedere!